Din motive legate de rațiuni de o mai bună organizare, mai multe secții ale Spitalului Județean vor fi mutate. Una dintre secțiile care își vor desfășura activitatea în altă locație este și cea de boli infecțioase din strada Rodnei, starea în care se află clădirea recomandând această măsură. Vom face câteva relocări de spații din dorința de a reduce costurile, de a exploata corect și complet spațiile cele mai bune pe care le are spitalul și pornind de la împrejurarea că nu vom mai obține autorizație de funcționare pentru secția de boli infecțioase din strada Rodnei. Circuitele, clădirea știți în ce fel arată, nu sunt resurse financiare să o reparăm curând și, în al doilea rând, chiar dacă am pune-o în funcțiune, am repara-o, ea nu se mai pretează ca și spații pentru ceea ce înseamnă o secție de boli infecțioase la standardele actuale. Pe lângă aceasta sunt și alte secții pentru care s-au căutat soluții de relocare. Ca urmare, toxicologia, laboratorul de toxicologie care ține de medicina legală va fi mutat de la Dealul Mare în clădirea de la platformă pe strada Laminorului, unde funcționează serviciul de medicină legală cu alte activități. Secția de pneumologie de la Dealul Mare va fi mutată la etajul 2 din Spitalul Județean de Urgență, de la secția de recuperare medicală. Era spațiu în exces acolo și un etaj, o parte din acest etaj va fi destinat secției de pneumologie. Secția de medicină internă 2 de la Dealul Mare va fi mutată în localul unde este astăzi cardiologia, la etajul 1, aripa veche, unde există un spațiu excedentar, iar secția de infecțioase din Dronei va fi mutată la Dealul Mare, pe spațiile eliberate de secțiile mutate în locația de la Spitalul Județean. De asemenea, vom găsi o utilitate și unui etaj gol, cred că e 1 sau 2, nu mai țin minte exact, de la spitalul din platformă. Vom muta și acolo o secție care este în exterioară. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița speră ca astfel spațiul să fie mai bine gestionat, să se reducă cheltuielile și să se răspundă solicitărilor venite din partea pacienților.